zdrobirile răzlețe dintre zâmbet și suspine, ți se pune o întrebare. Pentru cine? Spune, pentru cine oare? E atâta frumusețe, e atâta gingășie, într-o floare. Pentru cine s-ar deschide din brobată de zăpadă ghiocelul în april, dacă n-ar fi ochi salvată, dacă totul e inutil? Pentru cine miez de roadă, sor și strâng în ei culoare pentru vara următoare, embrionii din begonii, dacă tot e o întâmplare? Pentru cine își țese în casă haină pală de vestală cu luciri de diamant, floarea albă de mireasă, dacă totul e neant? Pentru mințile obtuze de bondar și buburuze, pentru fluturii ce zboară în zigzaguri pe afară, oare fispile ursuze sunt inițiate artă? Oare bărzăunii trupe și plini de miere pe musteți sunt sensibili, sunt esteți? Oare ar sta pe mână bondar, de n-ar fi subtil decor? Și nu și-ar abate zborul în grădinile bogate dacă florile de crin n-ar fi proporționate? N-ar avea acea prestanță ca de clopot florentin? N-ar avea varietate de culoare și nuanță de la alb până la carmin? Nu. În floare e un mister. Floarea e un mesager, e un martor, o solie. E un înger din Eden care aduce în Valea Morții o înaltă mărturie în culoare, în proporții, în mireasmă și în desen. Omule cu mintea plină, du-te o clipă în grădină. Treci prin văile înzorite și nu uite la sulfine, la bujori, la mărgărite, la conduri, la inimioare, la virgina din cărare, la năframa de matase, ce nădăruie cicla. Lasă-te să te desfete ochii adânci de violete, clopoței cu trei cupe și narcisele trompete. Și ia seama, dacă inima-ți rămâne ca un bulgăr, ca o piatră, ca un bolovan în vatră, leapă-te, zdrobește un ciocul, sparge-o pe ilău cu dalta și apleacă-te în rugă să cere alta. Dar te simți o înseninare, un surâs și o blândețe, care vine să te aline de povară, de tristețe. Tu apleacă-te și spune, surmară, pentru cine? Spune, pentru cine oare? E atâta frumusețe, e atâta gingășie, într-o floare. Pentru cine? Pentru om, pentru voi, făuritorul, și ascuns în floare dorul, cu petalele de aur, de fior și de lumină, ca în opera divină să cunoașteți autorul.